Salut, eu sunt Ichim și m-am reapucat din nou de vlog. Yes! A fost destul de cringe, cred că a fost destul de cringe, da. De ce m-am reapucat eu oare? Stați puțin să inspir, să mă acomodez puțin cu acest YouTube minunat. E bine să fii din nou aici, pe această platformă minunată. Și da, încerc să nu mai gesticulez foarte mult din mâini, pentru că am primit pe Instagram, am primit acest sfat minunat să nu mai gesticulez. Mulțumesc, chiar mulțumesc, că stau cu mâinile în spate și că să fiu ca la pușcării. Și da, tocmai am făcut, după cum și am spus, și chiar un scenariu la acest videoclip, deci vă rog frumos, uitați-vă pe aici, da? După cum vedeți, am făcut și un scenariu. Nu știu dacă o să mă țin de el, pentru că vreau să fie totul natural. Bine, ok, în fine, o să-l arunc pe ăsta, nu cluvesc, nu mă arunca niciodată laptopurile. Ups. Da. Mai mi-am aruncat laptopul pe acest minunat robot, dar nu întrebați de ce l-am pus în pat, dar el este în pat. Este noul guriță 3000. Am mai făcut vlog acum 5-6 ani, dar n-a fost ceva, m-am lăsat pentru că n-am avut răbdare și da. Și din nou, iată-mă aici, din nou în forțe proaspete. Îmi dau seama după un timp că efectiv nu am filmat absolut nimic. Mi era telefonul efectiv cu spațiu plin și fără fi misos și stins în timp ce filmam și eu nu m-am dat seama și am și eu uitat să apăs pe rec. Bravo, Kim! Bine, am uitat la urmă din bine. Hai, Dante, hai. Și mulțumesc, Galeas, că nu ai apăsat pe rec și am vorbit degeaba pentru 2 minute. Dar hei, suntem din nou aici. Bun! De ce ne aflăm într-un alt cadru? Pentru că am aflat și văzut când editam că vorbeam foarte rapid. Și efectiv nu se înțelegea absolut nimic. Vorbeam așa de rapid că nu se înțelegea nimic. Era în gen, what the fuck? It's not ok. Și da, ăsta este microfonul meu, mulțumesc. Don't judge me, nu? Așa se zice, parcă pe engleză, că eu nu știu pe engleză. De ce m-am apucat de YouTube? Tobele, vă rog frumos. Asta e video low budget, să mă apuc. Am observat că toată lumea vrea să devină influencer. Asta e, efectiv, zici că e noul job din România, zici că scrie pe contract influencer. De ce să nu mai existe încă unul în plus? Așa că sunt aici. De asta m-am apucat de YouTube. Glumesc. Bun, eu zic să trecem la treabă, că vorba multă e sărăcia omului. Primul motiv de ce m-am apucat de YouTube. Pentru că am devenit o persoană foarte leneșă, efectiv, și nu aveam chef să fac absolut nimic. Așa am zis, why not? Hai să mă reapuc din nou de YouTube. Și am zis că dacă tot mă apuc din nou de YouTube, măcar așa devin și eu creativ și mă ocup timpul cu ceva. Al doilea motiv e celebritatea. Îmi place să fiu în centrul atenției, normal. Și mereu cred că am urmărit asta, doar că nu mi-am dat seama decât acum. E o muncă destul de grea să devii celebru, pentru că așa cum urci, așa poți și să cazi. Mamă, Ichim 2021. Al treilea motiv. Divertismentul. Îmi place să creez tot felul de personaje și să imit oamenii. Am observat chestia asta cât de curând. Și îmi place să fac lumea să râdă, așa că o să creez mult divertisment pentru voi. Al patrulea motiv este răbdarea. Așa învăț să am răbdare cu mine și să creez cât mai multe videoclipuri profesionale. Pentru că, cine știe, am mai făcut vlog în trecut și efectiv n-am avut răbdare să editez sau să fac, sau cum s-ar spune, să fac videoclipuri cât de cât profesionale. Erau foarte fâșerite. Momentan, acum sunt la început, dar cu timpul o să învăț. Cel mai important, făcând muzică și vlog, așa înveți să ai răbdare cu tine. Aplauze, vă rog frumos. Al cincelea motiv, care este cel mai frumos, ăsta sunt eu. Învăț să nu mai fie frică să arăt cine sunt eu cu adevărat.
îmi place să fac muzică, să dansez, să creez muzică. De fapt, tu nu creezi muzică, de fapt tu produci muzică, Ikim, 2007, it's ok, s-a obosit. Și îmi place să creez videoclipuri. Bine, da, răbdarea, cum era așa, al patrulea motiv, e cam nașpa. Numai că mi-asum un risc. Sunt două domenii diferite din care vreau să fac eu parte, vlogul și muzica. Și sunt oameni diferiți. Deși sper să am succes în amândouă, dacă nu, măcar să am succes în doar unul. Și de asta am pus numele la canal Just a Character, pentru că eu creez personaje, sunt doar un personaj. Ikim este cel care pune muzică. Pe vlog sunt Just a Character. Bine, e și Ikim, dar e partea a doua. Stai să mă puțin să filmez cu telefon, să vedeți cum stă galați cel care mă filmează. Poftim, nu. Să mai fii tu atent după la... Doamne ferează. Bine, înapoi la cadru. Ce tranziție! Just a Character creează conținut ca oamenii să râdă. Și Ikim pe scenă creează o atmosferă de neuitat. Vă rog frumos aplauze. Și cam atât a fost pentru acest vlog. Pe 1 decembrie o să vedeți vlogul ăsta și o să vedeți foarte multe vloguri din trecut. Ne vedem în fiecare duminică după masă de la ora 14:00. Atunci voi posta un vlog nou. Atingeți butonul de like cu răbdare și un follow ca să devin mare. Mulțumesc! Ăsta am fost eu. La revedere!